Ministerul Sănătății din România a aprobat recent un proiect pentru majorarea valorii tichetelor de masă pentru donatorii de sânge. Această măsură ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2024. Conform noilor reglementări, valoarea tichetului de masă pentru donatorii de sânge va crește de la 9,57 lei la 40 de lei per tichet. În prezent se acordă șapte tichete de masă pentru produse alimentare la fiecare donație de sânge în temeiul atribuțiilor prevăzute la articolul 55 litera F din titlul 2 Programele Naționale de Sănătate al legii numărul 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată cu modificările și completările ulterioare structura din cadrul Ministerului Sănătății responsabilă de elaborarea și coordonarea programelor naționale de sănătate propune Ministerului Sănătății măsuri pentru îmbunătățirea derulării programelor naționale de sănătate. În contextul legal mai sus menționat, s-a aprobat începând cu data de 1 ianuarie 2024 mărirea valorii tichetului de masă pentru donatorii de sânge de la 9,57 de lei pe tichet la 40 de lei pe tichet se arată în documentul oficial. Pe lângă majorarea Valorii tichetelor de masă, donatorii de sânge din România beneficiază în prezent de o serie de alte avantaje, inclusiv o zi liberă de la locul de muncă în ziua donării pentru donatorii salariați sau o zi de scutire de frecvență pentru elevi, studenți și militari. Ziua în care salariatul donează sânge este o zi liberă și poate fi plătită dacă prin contractul colectiv de muncă este reglementată astfel de contarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării, reducerea de 50% pentru abonamentul de transport în comun valabil o lună în cazul donărilor efectuate în localitatea de domiciliu sau de muncă. În plus, donarea de sânge oferă donatorilor oportunitatea de a beneficia de o mini-evaluare medicală gratuită, inclusiv măsurarea greutății, tensiunii arteriale, pulsului și temperaturii. De asemenea, se efectuează un set de analize care pot oferi informații valoroase despre starea generală de sănătate, inclusiv despre posibile boli infecțioase sau alte afecțiuni. În plus, donatorii pot afla grupa lor sanguină și factorul RH și pot solicita un set complet gratuit de analize de biochimie o dată pe an.